ce coșmar tâmpit am avut. Cineva mă, tu nu m-am trezit? Trebuie să facem orice, Matez. Mătescule, ce pânasul tău? Mă scuzați, boss. Vreau să mă las de fumat, că la televizor nu e voie să fumăm și când nu mai pot, îmi lipesc un plasture cu nicotina. Dar nu tot timpul, doar când nu mai rezist, înțelegeți? Păpițoi, în fin. Trebuie să facem orice ca să-l eliminăm pe Pupăză din cursa prezidențială. E ordin de la Moscova. Orice însemnând chiar și... Orice îl scoate pe el din cărți. Stați liniștit, șeful, că oricum nu o să fie nicio carte. Cel mult în niște almanahe de umor, că la câte gafe a făcut ca președinte e... Din cărțile pentru Cotroceni, Matescule. Orice care să mă facă pe mine președinte. Dacă eu ajung primul om în stat, tu o să fii al doilea. Adică premier? Am să fac tot ce pot, boss. Tot ce pot. O să-l scot din toate cărțile. Chiar și din cartea funciară, dacă e nevoie. Îl trec direct în aia funerară. Știam eu că pot să mă bazez pe tine, domnule prim-ministru. Doamne, ce bine sună! Trăiți. Mă duc să mă execut. Scuze. Trăiți. Nu știu despre ce vorbești, n-am văzut, n-am auzit nimic. Dar de acolo vreau să aud. Să lași telefonul pe speaker când... să aud cum imploră îndurare șobolanul. Normal, fost normal. Transmit în direct toată deratizarea. Dacă vreți și video, să o punem pe rețelele de socializare. Am glumit, boss, am glumit ca să mai destin și eu atmosfera. Doar sunt în serial de comedie, nu? Mă, Matescule, mă, băiatule, tu ai luat-o razna? Mă, eu ți-am spus să nu mai stai cu capul gol la soare. Stai, adică vreau să zic să nu mai stai cu capul descoperit. Matescule? Mă, Matescule, mă, măi, sunt eu, mă, președintele tău. Sunt eu, Pupăză, Matescule, mă... Matescule, ce dracu faci, mă? Ce mi se ordonă? Cine... cine ți ordonă? O să vezi, tu, imediat. Nu fi curios, că curios și mor repede. Și nu e încă cazul. Stai nițel să prind legătura și o să vezi tu. M-am ocupat, excelență. Azi are loc operațiunea specială. Azi strivim viermele. Haide, mă, răspunde acum la o apucat adiționalele, ce dracu mă fac. Ia uite, mă sună lichidatorul din dispozitiv. Pun pe speaker. S-a auzit și dumneavoastră cum se milogește viermele. Cum s-a anulez? De ce s-a anulez? La asta nu m-am gândit. Mă scuzați, vă pun puțin în hold ca să vorbesc cu lichidatorul până n-apucă să... Incredibil, incredibil. Matescule, Matescule, anulează operațiunea. Abort, abort, abort. Tot dumneavoastră sunteți. Scuze, excelență. Tehnica mătii. Matescule, tu ești? Anulează operațiunea. Abort, abort, abort. Cum, de ce, Tolomacule? Pentru că îl transform pe vierme în martir și o să apară în toate cărțile, nu doar în aia de istorie. Și pe mine nu o să mă mai voteze nici dracu, că o să creadă că eu l-am azilit ca să scap de concurență. Nu știu ce faci, inventează ceva, spune o gogoașă. Hai că ai fost polițist, gogoșile sunt specialitatea voastră. Gata, excelență, am rezolvat. Matescule, băi, papițoiule, închide, că nu cu tine vreau să vorbesc, terminat! Chiar că-s terminat. Ce naiba-i spun lui ăsta? Matescule, Matescule, cu cine vorbești, bă? Cu...
Mătușta Gendrus, Matescule, te rog eu frumos, nu mă omoră, nu mă omoră, prietene. Uite, uite, îți dau ce vrei. Te fac serviciul meu, ăsta, te fac șeful serviciul meu de pază și protecție. Dar ce zic eu, șeful serviciului meu? Te fac șeful tuturor serviciilor din țară, Matescule. Te fac Coldea. Coldea? Așa, ăla, ăla. Îți dau ce vrei tu până la urmă. Adică, bine, mă rog, mai puțin scaunul de la Cotroceni, că ăla de fapt, dacă vrei să spun așa ca între noi prietenii, nici măcar nu e chiar așa de sigur. Adică mi-a cam luat fața în sondaje oportunistul ăla infect. Nu se știe dacă mai prinde și al doilea mandat. Deci îți dai seama că eu cumva, adică nu vreau să te mint, adică ți-aș da cioara de pe gar și nu e cazul. Auzi, nu mai bine te mulțumești tu cu vrabia din mână. Adică un post bine plătit, într-o structură unde să ieși la pensie în doar câțiva ani. Știi vorba aia? Știi cu ce pensie? Oh. Măi, Matescu, eu zic să ne relaxăm puțin și uite, dăm voie să fac așa, știi că eu respect protocolul, că de ca și președinte asta trebuie să fac și mai bine decât să... Hai să facem... Da. Îți spun și ție, da? Nu, mulțumesc, sunt în timpul serviciului. Matescule, dă-mi voie să-ți mărturisesc. De atâta timp te-am observat. Ei, vezi, asta îmi place la tine. Îmi place la tine că tu ești profesionist. Mulțumesc. Dar ce ai pățit, Matescule, la nas? Mă las de fumat, că la televizor nu-i voie să fumez și îmi pun plasture cu nicotină. Înțelegeți? Și, știi ce idee mi-a venit? Totuși aș bea ceva. Ce trebuie? Da, Matescule, cum să... Au, știi ce? Ca să vezi că sunt alături de tine, o să-ți ofer la un moment dat și un plasture să te lași de băuturi. Barnă! Da, când eram mic în clasa 7-a, a venit la mine unul din serviciile, eram pionier și... Matescule! Matescule, ce-mi faci tu, hai, chiorete, hai! Șeful, vă cheamă domn președinte. Știu, mă sună ca să-mi aduc aminte să-ți trag 70.000 de șturi în fund. De-aia mă spun. Mă, șeful, că eu vorbesc serios acum, chiar te cheamă. Și eu la fel, o să ți le trag mai târziu. Acum mai mă disturba, că vreau să mă bronzez și eu. Șeful, eu zic să te duci la el, că sună telefonul ăsta de panică în continuu, care știi că e conectat la butonul la roșu. Ah! Măi, fiul lui Sare Gardul, băi, crezi că nu știu planul ăla diabolic de la ai tu în cap? Abia aștept să mă vezi ridicat pe acelea, pe lebăduță, ca să fie ei tu, mă, să te arunci în lac, mă. Da? Da. Păi atunci băgați lebăduța în lac să noate. Bă, tu ești infantil la creier, cum s-o bea, bă, să ude? Tu nu vezi că nu i-a dat nici măcar penele? Măi, Răducule, mă, tata al combinațiilor, nu crezi că s-a întâlnit prostul cu șmecherul? Eu nu știu ce ai tu în cap, hai sitir, da? Plac, plec, te găsești, tetră, un... de scârb ordinar. Păi, poți să stai, mă, că vin, te nebunește de creier, mă. Tatră! Băi, Matescule, mă, stai, mă, puțin, că până la urmă e mai bine să te destinzi așa un pic, că te-am văzut că am încordat, să știi. Uite, ia și bea, că plasture din ăsta de alcool nu am, mâine-mi vine marfa. Ia, Matescule, stai liniștit, nu te mai... Așa, că până la urmă, ce vreau eu să spun? Bă, tu știi de protecția, adică cum funcționează programul ăsta de protecția martorilor?
Îl schimbă numele, îl schimbă fața. A, dar nu-i nevoie. Ei, nu-i nevoie. Hai, mă. Hai, mă, Martilescule. Cum să nu fie nevoie? Păi, tu nu te-ai uitat și tu în oglindă? Ce n-ai tu? Păi, suntem între noi. Ești ca Murățel, Martilescule. Adică trebuie să... Dar nu-ți face probleme. Băi, e bine, mă. Băi, eu îți fac un bine, Martilescule. Adică te fac să arăți până la urmă ca un... Pe banii statului, mă. Ce să mai... Bătrânețea... Bă, hai că să o spun eu. Bătrânețea lasă urme pe chipul tuturor, da? După ce îți facem această operație estetică, o să arăți... Ha, te zici că o să ai 30 de ani. Iar am împlinit 24. 24. Bine mult la 24 de ani, bete. Dar nu-ți face probleme, Martilescule, că... Ce vreau să-ți mai spun? Tu nici n-ai avantajul pe care l-am eu, știi? Adică eu am și genă din asta bună, știi, de macho, așa. Dar după ce-ți facem operația asta, îți spun, o să se bată fomistele pe tine mai rău decât se bat babele pe tigăi în supermarket, îți spun. Am înțeles, dar nu mai sunt genul. Paul. Ce s-a întâmplat? Martescule! Da. Martescule, tu ai trecut pe partea cealaltă? Da. La rochițe? Aoleu, Martescule, să știi că într-adevăr ăsta e un motiv serios să te ascunzi de Putin. Că el e alergic la curcubeu, mă, Martescule. Dar eu nu sunt, pentru că... Sunt open mind, mă știi, susțin diversitatea, toleranța. Tu, apropo, nu zici că ar trebui să reînființăm casele de toleranță? De acord! Matescule, vezi că asta e pe inventarii, lemn de lucru din Franța. Ziceam ca să arătăm Europei că noi și facem, nu doar spunem ca alții. Șeful, dacă îmi permiteți, n-am trecut șeful la nicio rochiță, sunt perfect normal. Îi faci anormal pe... Vrei să ne audă UE, mă? Să ne trezim în afara Europei, Matescule? Să ne... Doamne ferește, să ne bage în Rusia ta? Aoleu, Chiorete! Chiorete! Nu, că și Chiorete e perfect normal. Și să știți că n-am nicio treabă cu Rusia. Da? Mm. Păi și atunci de ce m-am menit cu pistolul ăsta, Matescule? Păi nu vă mai ameninț. Da, m-ai amenințat. De ce? Pot să trag alt bilețel cu alt subiect, că mi-ați dat greu acum. Așa se influi și cu ultravioletele astea, până la urmă. Da? Chiorete! A? Sună telefonul! Nu sună telefon. Corect, e pupăză, a activat alarma de panică. Nu e el. E vagabondul ăla de Radu care nu știe ce dragi de-a mea să mai inventeze ca să mă scoată după nebărduță la acele. Văd că ești bine informat. Vezi că Radu e pe terenul de tenis cu Hasan. Așa și... La câte de inventatori în ale relelor, nu poate să inventeze o telecomandă frumușel, să ascundă după peria 2 și să tot apese, mă nebunească de creier, să n-am o clipă de liniște, să las eu lepăduța singură. Ce stai? Asta cu telecomanda, să știi, cu o idee senzațională pe care eu pot să-i o prezint lui tovarșul, lui domnul președinte Pupăță. Chiar o să mă și pupe și o să mă premieze. Că în caz că un atacator vine și nu îl lasă să acționeze asupra butonului de panică, el dacă are telecomanda la Poznar, doar a apăsat și noi ne-am prezentat și l-am mobilizat pe ram. Și el va fi safe în momentul ăla. A plecat! A plecat! Să vezi câți bani o să-mi dea! Ia! Nu te apropie! Pleacă aici! Ia uite ce tâmpenie era să fac! Să las eu lepăduța să-mi o furiciești tu, parcă nu te știu! Ia uite, dracu, ce ești! Te ascult, Matescule. Ia zi, de ce m-ai amenințat cu pistolul? V-am amenințat? Da. V-am amenințat, aveți perfectă dreptate, pentru că... Pentru că... Pentru că așa mi-a cerut Biden. Putin.
Ia puțin. Ăsta puțin. Adică? Biden? Ai zis Biden? Eu? Păi tu mai vezi pe cineva pe aici? Nu știu, nu mai văd pe nimeni. Dumneavoastră ar trebui să știți dacă mai e cineva pe aici. Matescule! Ordonați! Matescule, nu te juca cu mine, Matescule, pentru că te împușc cât ești tu de spion rus, Matescule. Ai zis Biden sau nu? Am zis! Aha. Am zis! V-am zis că am zis! Să intră! Asta chiar că am să fios însătăit! Am venit! Cum ați ordonat! Uh-huh. Ai venit, Moș Monditule, ai venit, dar după 2000 de ani ai venit! Aoleo, Chiorete, auzi, dar ia zi-mi tu, la ce te ajută salteaua aia în caz de atac? E cumva antiglons? Îl ajută la deghizare. Ca să nu creadă atacatorii, adică să nu-și dea seama atacatorii că el e șeful serviciului de pază și protecție. Să ia prin surprindere. În termenii noștri polițienești se cheamă atacul surpriză. Exact! Bravo, prostule. Aha. Și ai venit după o oră, tot pentru surpriză, nu? Hai mă, zi. Zi tu, că vaca te-ai înșipt. Exact. Ca să creadă nemernicii că dumneavoastră sunteți lipsit de pază, că aici e un sat fără câini. Aici, la Olănești? Exact. Se rușine, bă, porcule, că dacă îți dau șeful, aici nu-i vorba despre niciun sat și fără câine. Că aici e Olănești, e dicta mai stațiunea de interes național, care, apropo, e plină de câini, ce să crezi? Cine, dragi, Damiaz, e primar aici? Ia dați-mi-l mie pe mână, că dacă nu vi-l fac să-și bârnie. Am eu niște metode, vi-l fac să înțeleagă ce trebuie să facă el din Olănești. Adică trebuie să facă mamaia stațiunilor turistice balneare din țara noastră. Matiescule! Da, chiar te-mi place. Puteți să-i spuneți Cuțul, dacă nu realizați. Ia mai tași, mă, te mai băga între mine și șeful. Spune-ți ce doriți dumneavoastră. Bă, tu m-ai făcut Cuțul? Șeful vi-l joacă în picioare. Lasă-l! Da. A zis, bravo. Ăsta nu-i motiv să ne potolim. Șeful, cum ați ordonat, eu m-am potolit. O vorbă să spuneți și eu nu vă ies din cuvânt. Și pe ocazia asta vă pup și vă iubesc. Ieși. Vă mulțumesc. Am ieșit. Discutați noastră că aveți niște metode senzaționale de discutat cu toți stâmpiții. Să trăiți! Cu respect! Nino! Și am fugit! Am fugit, bă, drăg! S-a cotopenit, șef! Am și ghinion! Hai cu tata! Hai cu tata! Chiorete, ieși! Păi așa și! Dar ia să pune în contra! Ia-o-s. Da, cred că a prins drag de dumneavoastră! Că aveți așa o carmă la om și la animal, că toată lumea vă iubește și vă stimează. Hai cu tata! Hai cu tata! Bravo! Ieși afară! Hai că te ajut eu! Ia vezi, acum poți să ieși? Da! Cine a tras? O fi fost un Beretta PX4 Storm? Iubitul meu! Nu fiu foarte de miștouri în loc să-l salvați pe domn președinte? Hai, Pompilică, termină! Că astea sunt armele noastre de la serviciu de pază. Deci ori a tras Matescu, ori Chiorete. Băi, te pomeniști că a fost alarmă pe bune. Hasan, e cod roșu la președinte! Cod roșu? Ăsta se duce fără sutien. Ce facem? Păi ce facem? Hai să mergem! O, disperați-vă, mai agitați! Luați-o și îmbuibați-o!
Ziceați că nu sunteți pe manevră. Unde rămăsesem? Ah, da. Tu îmi ziceai care-i faza cu Biden și eu nu te împușcam. Sau invers. Aș putea să mai impun un pahar de băutură, că mi s-a uscat gâtul de când l-ați împușcat pe Chiorete. Hai, lasă-mă. A, cu plăcere, dacă... Mateescule, unde pleci, Mateescule? Păi, mi-ați ordonat să vă las. Mateescule, nu te juca cu nervii mei, că o să ajungi ca salteaua lui Chiorete. Ia, hai, pune-ți niște băutură, ca să nu zici că nu sunt cooperant. Hai, și acum varsă tot. Ce faci, Mateescule? Am vărsat tot. Am dat pe gât. Varsă, adică spune ce a zis Biden, tântălăule. Pot să mai îmi pun un pahar? Nu. Ui, Mateescule, pentru gata, și așa zi mersi că ți-am dat din bourbonul ăsta al meu de 20 de ani. 20 de ani, așa veche? Păi eu zic să-l aruncați, să nu faceți naiba vreo intoxicație de la el. Mateescule... Mateescule, nu te juca cu nervii mei. Zi ce a zis. Dar pot să-mi pun măcar o gură de apă? Că apa e gratis, nu-i pagubă. Zi! La 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 la. Ta la la la. Hai, mă, hai, zi. Zi ce se întâmplă acolo. Mai nimic. Pupăză îl căsăpește pe Mateescu. Adică? Până în pușcare. Ha? Că ultima dată când l-am văzut, domn președinte îi pusese pistoletul la tâmplă lui Mateescu. Aoleu! Dar ce a făcut? Ce a făcut? Dar ce n-a făcut Mateescu? Că la câte a făcut, nu trebuia cu pistolet, trebuia să-i pui un tun, ăla de la Navarone. Păi prima-și dată și prima-și dată este că se împrumută de bani pe la toată lumea și uite să-i dea în dărât. Ia ziceți, nu v-a făcut și vouă figura asta? Ah. Poate vouă, da, că mie nu. Eu sunt singurul care l-am arut la bani. E, voi la... Ce v-am zis, băi, e tata la combinații. La cine este lebăduța acum? Deci ne-a manevrat pe toți în așa fel cât să rămâie la el lebăduța, na? Aha! Deci dumneavoastră a spart-o ca să nu stea nimeni pe ea, nu? Nu eu, tântălai-lai. Domnul președinte, ca să-ți mai stea capul și la treabă, nu numai la bălăceală, bă. Hai mă, zi o dată, ce vrea pupăză de la Mateescu? Madame e surdă? Alo, Chiorule! Cer scuze. Păi treaba cu banii, mă. Voi știți foarte bine cum face chită. Domnul președinte, când cineva vrea să ia una de un leu și să nu-i dea îndărăt. Păi bine, bine, dar focul de armă, ăla a fost la intimidare? N-au dacă a tras în lebăduță, ca să vă mai ține și de treabă numai de bălăceală, mă. Ai înțeles? Asta e șpilul. Aha, și apropo, Monseur Radu, tot te văd așa a plecat asupra trebii. Să pui mâna să o lipești. Că așa a ordonat domnul președinte. Să vă explic. Yeah. Biden și-a dat seama că îl caută moartea pe acasă, mă rog, pe la Casa Albă, și s-a hotărât să se mute. De-aia și pus-o pe Camila în locul lui. Kamala? Aia. Păi și ce treabă are Kamala cu mine? Niciuna. Că ea știe că Melanie e fiartă pe dumneavoastră. Și femeile, să știți că se respectă, nu se bagă una peste cealaltă, nu-și pun bețe în roate reciproc. Melanie... Mateescule, vezi că bască în pimă, ai luat-o pe arătură. Ziceți foarte bine, tocmai de-aia v-aș ruga dacă pot să mai pun și eu o puțină băutură de-asta expirată de 20 de ani, că mi s-a uscat limba de la atâta arătură. Nu. Da, foarte bine. Aveți perfectă dreptate. Nu. Deci unde rămăsesem? Rămăsesem la Biden. Ia spune-mi tu mie, de ce te-a pus el să mă ameninți cu pistolul? Ca să vă antrenez pentru un eventual atentat. Pentru că serviciile l-au informat că se pregătește un atentat al rușilor asupra dumneavoastră.
Că știți că și Trump a pățit același lucru, când cu urechea, când cu aia. Na, așa că e posibil să fie și la dumneavoastră. Trump și dumneavoastră. A, Trump și cu mine. Da. Pentru că, într-adevăr, eu și cu Trump suntem singurii oameni de pe planetă. Care părțiți pe Melanie. Care suntem cei mai importanți. Ți-a zice, da, și asta ar fi. Așa. Da. Așa. Dar știi ce, Mateescule, până la urmă și chestia asta cu atentate, nu știu, lasă-mă mă în pace, că eu sunt antrenat. Adică, mare brânză, mă, m-am obișnuit cu asta. Păi de două sezoane tot încearcă ăștia să mă mazilească, dar iată că sunt pe post, pentru că ține cu mine. Știi ce? Nu mor caii când vor râși, mă. Ăsta, ruși, mă rog, sau invers. Șeful, până acum au fost zvonuri, bârfe, hohaiere, dar acum e pe bune. Dacă serviciile americane au spus că vă pândește un atentat, atunci așa e. Pentru că astea nu dau greș niciodată, sunt mai tari decât Nostradamus. Yeah. Și fiți atent, că nu-i neapărat nevoie să vă omoare. Poate doar să vă bage în spital. Dar odată fiind în spital, nu mai puteți să vă faceți campania electorală. Și atunci oportunistul profită și ajunge președinte în locul dumneavoastră. Asta vreți? Asta vă doriți? Nu, Mateescule, normal că nu asta vreau! Nu, șapte hăsănele! Poșoroc, poșoroc! Dar uite că pățesc, ve? Nu zi, o, până nu sar groapa! Nici o aluție la vârstă, iartă-mă, te rog! Hai, mă, de acolo! Exact ce ziceam, setmă la șapte! Așa am trebuit, dacă joc cu tot de șculții. Păi tu de-acolo ai șansa porcului de Crăciun. Nu-l mai comenta și fii atent la joc, hai, că te-ai oferturi. Hai, viscă, hai. Hopa, fără mânuță. Hai, lasă că-i setborul, tot eu sunt avantaj. Da? Emoții, tătăițule. Ce să spun? Hai, mă, servește, că numai clanța-i de tine. Șeful? Da? Șeful? Șeful? Ce vrei, mă? Păi cu ce lipesc asta? Cu dracu se pierde cu leconul, cu ce? Ce e ăla? E un fel de n-ar mai fi. Cu ăsta, mă, cu lipici. Păi cu lipici, dar cu ce lipici merge leconul? Cu lipici japonez de mare viteză. Da? Cu tactică americană și cu viteză germană. Așa-l fac, hai. Câte, mă? Setball nouă? Ia, stai, bă, ce se pune punctul ăsta? Păi, dar ce să se pună? Normal că se pune. Nu, se repete, bă, cum a disturbat în pintul ăsta. Dar cu ce să, de ce se repete? Păi ce, te-a ținut de mâini, te-a ținut de picioare, ți-a pus una la cură, care-i problema? Bun, și acum să înțeleg că tu trebuie să-i transmiți lui Biden cum am descurcat eu la testul ăsta, nu? Mm-hmm, da. Da. Păi și ce calificativ îmi dai? Bine. Bine? Păi pentru FBI ar fi trebuit să faci... Băi, Mateescule, lasă-l dracu de Facebook, mă! Eu nu vreau să află toată lumea cum mă antrenez, înțelegi? FBI e calificativul maxim, pupăză, dacă să-l fi obținut, ar fi trebuit să mă dezarmezi în 5 secunde. Cum face Rambo, Steven Seagal, Chuck Norris, ăștia care te știu pe tine. Dar să știi că bine e bine. E bine. Da, adică e bine, e super ok. Oricum, pe teatru ești extraordinar, Păi în momentul ăla când ai îngenunchiat și te milogeai de mine ca ultimul om, ți-a ieșit briliant. Mateescu, cu respect, n-am îngenunchiat, nu m-am pus în genunchi. Păi vezi, asta mi-a indus, stând pe scaun. Păi, vezi, bă, tu ești mai... Puteai să joci în trilogia antică, mă. Ești capabil să iei premiul Uniter. Eschil, Sofocle și Euripide n-ar fi putut să scrie o milogeală mai bună decât ai făcut-o tu, mă. Serios? Da. Ce tare! Da. Așa e tare. Deci asta înseamnă că o să am parte de un calificativ totuși spre... Hă? Spre ce? Spre? Spre nu. Nu. Spre 10? Păi, nici un 10, măi, pupăză. Băi, e adevărat, ți-am mai zis odată, tu emoționezi. Atunci, într-adevăr, poți să surprinzi atacatorul, să contrataci. Asta e unul din naturile tale. Plus că și modul în care m-ai dezarmat, zic sincer, l-ar face invidios și pe Chuck Norris. Păi și atunci de ce nu-mi dai 10, Mateescule? Pentru că sunt un profesor foarte exigent.
La mine 10 nu se dă pupăză. Dar fii liniștit că cea Gloris e mult, mult sub tine. Așa, și cu teatrul ăsta ieftin, e adevărat, pe care îl faci tu, ai putea să câștigi și timp ca să schimbi paza. Schimbi paza? Care dracu de paza, mă, că boșorogul ăla de chiorete vine după un cincinal. Set ball egal! Nici într-un caz că se repetă punctul ca sunat ăla, da? Lasă-mă că suna și mai devreme și când am câștigat eu 3 puncte și nu s-a repetat nimic atunci. Poate nu ești clar aici. Bă, ăsta nu e orice telefon, ăsta este telefonul prezidențial. Ăsta, când a sunat, e clar, s-a declanșat panica. A, panica? Da. Iartă-mă pe mine, doamna panicoasă. Bine, păi îmi pare rău. Bă, cred că tu ai făcut șmecheria asta, că știi că urmează să pierzi punctul și de-aia se repetă, nu? Mai bine decât să te faci de râs în tot satul să te știe lumea că pierzi de la setball 7, că e jenant, îți dai seama, te știi și domnul președinte. Bine, mă, pofticosule. Las că mă duc mai târziu la președinte. Cât poate să dureze, bă, să-ți iau un punct? Da? Cât, bă, ca să scurm o dată agonia. Ia, mă, ia! Ia, uite, mă. Bă, nici wireless-ul ăsta nu-l scoate din... Eu înțeleg să nu vină instant. Sau, mă rog, hai să începem în câteva minute. Bă, dar să nu vină deloc. Șeful, o fi uitat că are și el o vârstă. Matescule, nu mai zice, mă, tâmpenile astea, mă. Că nici tu nu mai ești vreun june. 24. De, ești mai degrabă o jale. O să nu fi pățit ceva. Păi exact la asta m-am referit și eu, șeful, când am zis de vârstă. Să nu fi pățit ceva, că poate l-a speriat alarma și hâț. Să mergem după el? Să mergem până nu-i prea târziu. Că la 10 se culcă, tot de la vârstă, na? Uite, cine mă păzește pe mine? Eu, șeful! Eu! Puneți-mă pe mine să fiu șeful dispozitivului de pază și vă promit că dacă în 30 de secunde nu sunt la dumneavoastră cum sună alarma, o ghit! Bun! Fii atent. Mergem să vedem despre ce e vorba. Hai să mai apăsăm o dată să-l localizăm. Așa. Așa, dar până, apropo de înghițit, până mă duc eu, du-te tu la mine în birou și mai pune niște suc în sticla asta. Păi, dar ce suc? N-a fost bourbon? Mateescule, pe tu crezi că eu stric bourbonul de 20 de ani pe toți junii de 24, care nu știu ce înseamnă caviarul? E suc. Da. Auziți, dar totuși, dacă e suc, eu de ce mă simt amețit? Pentru că n-ai rezistență la suc, Mateescule, nu ești obișnuit. Am înțeles. S-a arătat oftica! Bă, nu mai suport! Ia 35-a egalitate! Nu vreți voi să renunțați acum, a? Nu se supără nimeni, câștigă sportul? Nu! Nu? Auzi, mă, de ce nu-i sunați pe ea de la Cartea Recordurilor? Să vină acum, până nu muriți de epuizare, ca proștii! Noapte bună! Copii, hai, mă, să te văd! Yes! Da, Chiorete, ai dreptate. Chiar o să ieși. O să ieși din dispozitivul de pază și protecție al președintelui, Chiorete. Dar ce-am făcut șeful? Păi tocmai asta e, Chiorete, că n-ai făcut. Păi dacă n-am făcut, atunci înseamnă că-s nevinovat. Da, n-ai făcut nimic din ceea ce trebuia să faci, Chiorete. Din ceea ce scrie la fișa postului, Chiorete. Adică? Tu stai aici și bați mingea, Chiorete, în loc să te ocupi de dispozitivul de alarmare, de pază și protecție al președintelui pe care ți l-am predat cu toată încrederea? Păi, uite să raportez. Să știți că eu nu bat mingea pur și simplu pe aici, ci eu mă antrenez ca să fiu pregătit să vă apăr în continuu de tot felul de infractori și de asasiși, de ăștia care colcă pe dumneavoastră. Și dacă mai vrea să vă raportez ceva, să știți că eu am fost în tot timpul cu ochii pe el. Dar el n-a sunat. Mamă, ce mai minte? Minte și voi mințitorule ofticos care ești. Păi dacă n-a sunat, înseamnă că eu am câștigat meciul.
Ia uite. Și ce cum mă mai raportezi ceva? Ia raportează. A sunat. Da. Dar m-am gândit în mintea mea, mă, ce să deranjez eu pe domn președinte când ele cu dita-i treaba cu Matiescu. Ia să lăsăm noi pe domn președinte să termine liniștit treaba cu Matiescu. Și de-aia nu am mai venit la dumneavoastră. Da. Păi chiar așa o să fac eu, rete. O să termin ce-am început cu Matescu. Să vă aduc și pistoletul meu, că poate ați rămas fără gloanțe, să fii sigur? Nu, ai nevoie, Chiorete, nu. Tot ceea ce trebuie tu să faci, da? Este să-i predai lui Matescu tot dispozitivul de alarmare, de pază și protecție al președintelui, pentru că începând de acum, el va fi șeful dispozitivului de securitate al președintelui. Și să-i transmiți din partea mea că dacă în 30 de secunde de când acționez butonul roșu nu este lângă mine, chiar o să termin ce am început cu el, Chiorete. Înțeles, șef. Să trăiți cum ordonat. Ce ai făcut și era, mă, toată ziua pe lângă președinte, pe un birou, pe acolo, pe unde a fost el, mă. Ea cânta la vioară, l-a gândit la sub braț, lugu, și m-a lăsat fără funcție. Ai văzut dacă ești opticos? Na, hai, servește! Unde, caz nu vine niciodată singur. Servește scârbă. Șeful! Șeful! Ce vrei, mă? Am lipit-o. Ai pus mâna pe ea? Am câștigat! Te-am bătut! Ce mi-ai făcut scârbă, oricum? Te joacă în picioare. Nu de acolo, că e lipită. Ai văzut, Chiorete, ți-am zis că te bat, chiar dacă ești mai înalt cu 40 de ani ca mine. Dacă nu ți-ai spart jobingea... Ți-ai luat să notezi? Sunt numai ochi și urechi, șeful. Care-i planul? O să ți-l zică direct tătucu, că intră în conferință cu noi ca să se asigure că nu mai faci și alte tâmpenii. Păi n-a zis dumneavoastră ca să-l... Eu? Când? Matescule, tu vrei să mai fii prim-ministru? Am înțeles. Șeful, poțez două secunde din conferință, doar două secunde. Păi tu ai nebunit, papițoiule. Vrei să-l lăsăm pe excelența sa cu ochii în soare? Ție ți s-a urât cu viața? Cam bahăriane și cafea la Rada Valencia, procesul chemic, urcemic, hrușca. Strași cuvinte, tovarăși. Da. Spasiba. Hai, Matescule, înghite-l, că așa a rămas. Auzi, ia cu apă, poate merge mai bine. Șeful, e mare rău de tot, n-am cum să-l înghit. Poate să încerc cu puțin bourbon, dacă aveți mărinimia, să puneți niște bourbon în sticla aia. N-am cum, Matescule, pentru că ție ți-a expirat cota pe anul ăsta. Păi nici n-am pus limba pe el. Exact, asta era cota. Hai, ia, dă-i drumul. Auzi, sau poate vrei să îl dăm lui Chiorete înapoi? Vreau. Vreau. M-am gândit eu. Da. Chiorete! Chiorete! Să trăiți ordonați, trup și suflet lângă dumneavoastră. Hai. Servești, fac. Foarte bine, servește în continuare și reia tu dispozitivul ăsta de alarmare. Hai. Să trăiți! Lasă dracu' aia, zi-mă, stai, mână, n-o tot mai, o tot... Băi, eu aș vrea, șef, dar nu foci, că e lipită, băi, oaie frumoasă, băi, ia. Da? Hai că te rezolvi și pe tine, Chiorete. Matescule, du-te și adu-n pistol. Lăsa, șeful, că nu-i nevoie! Matescule? Clar sunteți bine păzit din momentul ăsta. Cel mai bine am fost și voi fi. Uai, măicuța mea. Pune-te-o, frate, pune-te pe asta, că te ține. Uai, măicuța mea. Pune-te-o pe saltea. Aia are încredere. Auzi? Da. Putem să o începem de când ieșim? Ok.
Ești ok, Frau? Da, mă. Așa nu-ți? Ești paralizit? Dar cât are asta de n-ajung jos? 1,20 m cât are? Îți dau tocurile? Ți-a mai apărut un buric? Mă. Am înghețat amintirile, ce ziceam aici, pereta... PX4 Storm. Vedeți-mă așa de asta? Asta e apa de munte de la Uranești. Puța mea. Ha, așa, o să intrăm. Mama mea. E florăra sără. Mama mea e florăra sără. Notează asta. Când scrie cartea autobiografică. Amintiri din copilărie. Mă duce departe. Trage-mă înapoi. De fapt, hai. Auziți, dar totuși, de ce mă simt amețit dacă era suc? Pentru că tu nu ești învățat cu alcoolul. Păi ăsta, cu suc. Ce? N-ai rezistență la suc. Ia să vedem noi cât de Speedy Gonzales ești. Ia să vedem, noi să vedem cât de Speedy Gonzales. Să vedem, să vedem. Totuși zic să mă duc să acolo? Nu știu ce mi-a pus Jean, că nici n-am apucat. Hai! Program disponibil pe primaplay.ro.